Sălile de fitness pline ochi de cei care doresc să aibă un trup de invidiat pentru sezonul estival a devenit doar o frumoasă amintire în această vară. Proprietarii se confruntă cu pierderi colosale, asta după ce mare parte dintre antrenamente s-au mutat din sălile de sport în mediul online, acestea funcționând în vreme de pandemie de coronavirus la capacitate de sub 50%. Gama diversă de antrenamente online, posibilitatea de a face sport în aer liber, dar și spaima unora de a se antrena într-un spațiu închis și a nu se infecta cu noul coronavirus, i-au determinat pe cei mai mulți să evite sălile de sport. Acestea sunt principalele motive care au condus către o scădere substanțială a veniturilor. Totuși, pentru a-i determina pe clienți să-și continue antrenamentele, unele săli oferă chiar și discount de până la 800 de lei. Dar cu toate acestea, proprietarii declară că numărul abonamentelor din acest an nu este nici măcar la jumătate față de anii trecuți. Scăderea este de cel puțin 30%. În orice vară există o scădere, fenomen cu care noi, operatorii din domeniul fitness, suntem obișnuiți. Într-adevăr, anul acesta este o situație puțin mai delicată. Observăm o reticiență din partea clienților, ori probabil dezobișnuința de a face mișcare. Însă este trist să trăim fără mișcare, pentru că mișcarea este premiza unei vieți sănătoase și a unui sistem imunitar solid. În mare parte din sălile de fitness bate vântul, însă mai sunt și persoane care nu concep să aibă un stil de viață sedentar, prin urmare lasă în urmă orice frică și își continuă antrenamentele. Traversăm cu toți o perioadă dificilă. Ai avut reticențe să te continuare la asta? Nu am avut reticențe, bineînțeles, pentru că efortul fizic mă va ajuta foarte mult și am nevoie de asta. Cu toții avem nevoie să facem mișcare cât mai multă. De măsuri suplimentare de protecție în această perioadă? Da, măsurile normale care sunt, dar ținând cont că la fiecare sală de fitness unde mergem avem dezinfectant, avem papucei pentru a acoperi talpa papucului, avem măști până la intrarea în vestiar, ok, vestiarele nu sunt folosite, e ok, totul este în control. Cam cât timp petreci la sală? Eu? Undeva la o oră jumătate. Și tânăra Alexandra își dedică aproximativ 2 ore din viață sportului. Sportul pentru mine oricum e un stil de viață și am făcut și pe perioada pandemiei mișcare, cum s-a putut, mai pe afară, mai prin casă, dar mă bucur foarte mult că s-a deschis și fără absolut nicio frică am revenit în sală. Îți iei ceva măsuri de siguranță suplimentare în această perioadă? Vis-a-vis de sală sau în sală, da, dezinfectăm aparatele după folosire, înainte, fiecare își ia măsura asta de siguranță. În rest, na, ne luăm măsurile de siguranță pe care ni le-au propus, cu masca, cu mănușile, cu dezinfectantul. Cam cât timp petreci la sală? În fiecare zi vin, nu știu, undeva la 2 ore, cred că pe zi. Fiecare zi nu, 5 zile pe săptămână sunt aici. 2 ore ne vedem aici cu toți. Dacă totuși alegem să facem mișcare acasă sau în aer liber, antrenorii trag un semnal de alarmă și spun că trebuie acordată o grijă deosebită exercițiilor fizice, asta pentru a nu ne accidenta. Un sportiv, în general, trebuie să aibă niște priorități. Una din priorități este să nu te accidentezi și astfel să ai o consecvență în antrenamente. Cum te poți accidenta? În primul rând, la o formă greșită, executată în timp, da? Necunoscând, cum am spus eu, mecanica unei mișcări, da? Și din abordarea greșită a unui antrenament. Astfel, punem presiune foarte mult pe un mușchi și din neglijență uităm antagonistul lui și astfel apare acel deficit muscular care va duce la o postură greșită, bineînțeles la accidentare.